să slujim prin rugăciune. Frații, surorile, pastorii, misionarii din țările din Africa. Poate ați avut ocazia să o faceți și n-ați făcut. Poate n-ați avut ocazia. În această seară, având în vedere, având în vedere un lucru pe fratele Cucio și sora Mavis, e din Ghana, lucrez în Belgia, această seară, pentru că suntem cu toți implicați în misiunea aceasta, crucea de evangelizare, de a prezenta lucrarea lui Iisus Hristos de la cruce, oamenilor, ca să fie mântuiți și salvați. Haideți în această seară să ne rugăm pentru cei din Africa. Nu putem merge acolo, că nu știm limba, nu știm engleză, nu știm franceză, nu știm suhaini, nu știm atâta, și atâta limbi se vorbesc în Africa. Poate nu avem bani să primim acolo, dar această seară avem un post, avem rugăciune și putem să facem lucrul acesta. Ești din această localitate, fiindează, da? Tăneziu, Tăneziu, pentru faia mare, putem să trimitem rugăciunile noastre ca un milos de cup înaintea Domnului. Și Domnul care este prezent peste tot locul în același timp și oriunde, această seară, să răspundă la rugăciunile noastre pentru cei din Africa. Părinții, vă ridicați în acea lucrură. Ne rugăm pentru trei lucruri, sistematic. Ne rugăm pentru toți frații și sorele din toată Africa. Doi, ne rugăm pentru toți misionarii din Africa și misionarii din alte țări, special din Statele Americii, din Europa de Vest, care merg și fac evangelizare în Africa. Trei, ne rugăm ca toți copiii, ca toți cei care îndură de foame, de sete, n-au apă, n-au prindere, n-au adăpost. La cealaltă, noi care avem adăpost, care avem apă, care avem prindere, care avem unde dormi, această seară să-i mulțumim Domnului, frate și soră, și să ne rugăm pentru cei care au aceste lucruri. Nu ne-am. Poate nouă mi se pare, am avut la școală un coleg din Arc, din Sierra Leone, mi-a spus, n-avem, îi fac coleg la casă. Eu n-am frigider, n-am baie, n-am multe lucruri, dar nu pot. Pentru că sunt copilul Domnului. Această seară, cea mai mare bucurie pe care o avea Habacuc este că putea să stea la locul de strană și să vegheze asupra poporului. Citiți acasă capitolul 1 și vedeți de ce Habacuc spune m-am dus la locul de strană așa, pentru că s-a dus pentru poporul Israel. Am văzut situația și condiția lui spirituală. De această seară, noi suntem aici, eliberați și izbăviți de puterea păcatului, dar suntem aici să-i surgim și pe cei care au nevoie de aceasta. Ne rugăm pentru aceste predicuri. Și Dumnezeu să asculte rugăciunea bisericii. Să dau cu o biserică pentru care a venit Domnul Iisus Hristos. Nu este biserica mea, nu este biserica Catului Cugio sau Catului Liviu, deși el o păstorește pe dovede. Este biserica lui Iisus Hristos. Sunt copiii Domnului salvați și eliberați. De aceea ne rugăm în această seară cu credință și cred din toată inima că Dumnezeu ne va asculta, ne va răspunde și în ziua judecății, când vom sta înainte, Dumnezeu, prin Domnul Iisus, ne va răsplăti pentru această slujire. Fiți părtași la această slujire, Dumnezeu să fie cu Dumnezeu. Amin.